Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în Bucătărie! Astăzi pregătim niște gogoșele. Niște gogoșele mai speciale de data asta, cum obișnuiesc eu să spun. Pentru care vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 700 grame făină, o linguriță de drojdie, 25 de grame de apă, ca să dizolvăm drojdiuța, un ou, 50 de grame de unt topit, 200 de ml lapte călduț, un praf de sare, un plichiuleț de zahăr vanilat, două linguri de zahăr și 200 de grame de unt și, bineînțeles, ulei pentru prăjit. O să dizolvăm drojdiuța în apă, poate că nu este neapărat nevoie, că este drojdiuță instant, dar din obișnuință. Hai să facem aici un loc în făinuță, să punem drojdiuța care am dizolvat-o. Ouășorul, cam toate ingredientele. Zahărul, zahărul vanilat, laptele, călduț? Călduț, da. Am spus călduț. Un praf de sare și untulețul topit. Și acum o să începem să amestecăm cât mai putem cu lingura și după aceea frământăm. Hai să renunțăm la lingură și ne apucăm și frământăm bine cu mâna, până încorporăm toată făina. Dragilor, după cum vedeți, am scos coca din castron. Ia uitați, de-aia vă spun mereu că la făină nu se știe niciodată sigur. Acum am cântărit-o și a intrat doar 600, 100 ne-a mai rămas, după cum vedeți. De-aia vă zic mereu că depinde de ou, de făină, de cum absorbe totul. Așa trebuie să facem coca, să o frământați așa bine. Vedeți? Așa. Și acum o să o punem la dospit pentru o oră, aici în castronel, învălită cu un prosopel. Dragilor, a trecut ora noastră, coca noastră așa arată. Acum o luăm și o împărțim în 12 părți. Facem 12 biluțe. Egale. Și luăm fiecare biluță. O facem și mai biluță. Vedeți? Așa facem cu toată coca. Am făcut 12 biluțe. Acum le învălim și le lăsăm un sfert de oră.
Acum luăm fiecare biluță și o întindem cât putem de subțire. Subțire, subțire, subțire. Așa. O luăm și o mutăm aici. Subțirică, subțirică. Ați văzut-o, nu? Ia uitați-o. Vedeți? Așa trebuie să o întindem. Cât putem de subțirică. Acum mai dăm cu puțin unt. Pe care l-am topit, da. Ungem așa frumos foaia. Așa. Și venim cu cealaltă foaie. Peste. Iar unt. Iar foaie. Așa facem cu toate 12 foile. Gata și ultima foaie. O punem și pe ea aici. Așa, peste celelalte. Și acum o să tăiem lateralele. Astea mai micuțe. Și acum facem așa. La 3 degete. Și luăm așa pe 3 degete și învârtim. De când am luat bine. Hai să o dăm pe jumătate, că e prea groasă. Și luăm așa. Așa. Și unim aici. Unim bine. Așa. Așa. O lipim bine, bine. Și aici la lipitură îndoim. Întoarcem. Ca să formăm o gogoașă cu gaură. O papanaș. Vedeți? Așa. Asta o facem așa că e mititică. Așa. O întindem așa un pic. Vedeți? Și aici întoarcem, cum v-am zis, și lipim. Așa. 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 Doim.
la jumătate și formăm gogoșica. Acum le faceți așa pe toate, le turtiți și le lăsăm o jumătate de oră să mai crească ele la loc. Aici. Apucăm și prăjim gogoșelele în uleiul încins și pe o parte și pe alta până se rumănesc ele frumos, așa. Așa. Și așa prăjim gogoșelele noastre. Una, câte? Una. La ulei mediu, încins. Foc. La foc mediu, pardon. În mult ulei, da. Și nu-i dați voie să se învârtă, că ea e nebunică. O țineți așa cu furculița, că se umflă. Dragilor, gogoșelele mele înfuriate s-au prăjit. Trandafiri, eu le zic trandafiri. Trandafiraș. Acum le pudrăm puțin. Așa frumos. Așa. Cu toate facem același lucru. Ia uitați-vă ce am aici. Olei! Gogoșele foietaj. Hai să vedem dacă mai avem un loc aici de una. Dragii mei, așa arată gogoșelele mele. Ele așa prezintă. Ia uitați-le. Hai să rupem una. Este un foietaj. Ia uitați. Un foietaj de coacă de gogoși. Bune, crocante, interesante. Dacă vă place rețeta, vă invit să o faceți și voi și să vă bucurați de rezultat. Deci aceasta a fost rețeta mea de astăzi. De gogoși, foietaj, înfuriate. Sper să vă placă, sper să le faceți și voi, sper să-mi dați un like, să distribuiți cu prietenii voștri, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și să ne revedem la următoarea rețetă cu mult drag. Vă pup și vă doresc sănătate! La revedere!